După cum vedeți, astăzi este One Man Show. Domnul Ciupe era anunțat că vine cu mine, dar a avut un accident, o problemă la firmă cu angajații și a trebuit să meargă de urgență. Dar cred că ne descurcăm. Mai așteptăm pe cineva? Nu. Cum spui? Comunicat? Eu dacă vă dau sau... Ciupe? Păi nu știu, că oricum discutam de o temă, era o temă pe care o abordam împreună, că acum vedeți că discutăm de acest minunat proiect de buget și am fi abordat discuția referitoare la proiectul de buget împreună, sigur, fiecare atingând câteva lucruri, dacă va fi cazul, nu vreau să mint acum să spun ce nu știu, s-ar putea să fie și un comunicat, dar nu bag mâna în foc. Dacă va fi cazul pe ceea ce spun eu și credeți că e necesar, eu pot să vă fac și un comunicat sau să vă pun la dispoziție un material, dar prefer un comunicat unde e prins sintetic. Vreau să vă cer părerea prima dată, pentru că vreau să ating și subiectul ăsta. Se vehiculează în presă, se vehiculează, eu știu, chiar și am fost aseară prin fața primăriei, această temă legată de nemulțumirea unor cetățeni ai Aradului față de protestatari, în speță față de faptul că se produce un disconfort auditiv, zgomot și așa mai departe. Și mie mi se pare foarte ciudată tema asta, pentru că ea are, din punctul meu, două conotații. Pe de o parte, este de natură să justifice intervenția jandarmilor, chiar uneori depășind limitele. Pe de altă parte, o conotație, din punctul meu de vedere, și mai gravă, este aceea legată de faptul că dacă aceste comentarii, sesizări, discuții sunt reale, înseamnă că arădenii n-au punctat nimic, n-au învățat nimic la capitolul solidaritate. Și în consecință există riscul să repete greșelile trecutului. Pentru că, dincolo de faptul că ne manifestăm sau nu ne manifestăm în piață sau în diferite locuri publice, în primul rând există această solidaritate a multora dintre cei care, rămânând în case, își pun speranțele într-un efect al final al demersului protestanților, protestatarilor, nu protestanților, că ei au tot timpul efect. Să precizăm. Da. It's, you know, e ca în filmul ăla Friends with Benefits, dacă nu rog să urmăriți. Dar protestatarii până la urmă ridică niște probleme legate de întregul spectru social. Iar cei care merg acolo, cum a fost și cazul nostru de mai multe ori, din spirit de solidaritate, nu a fost pentru că, generic vorbind, nu avem ce mânca, să ne înțelegem. Dar, în primul rând, încerăm să fim solidari cu cei care au niște probleme materiale datorate scăderilor de venituri, creșterii de prețuri și a celorlalte condiții economice și, pe de altă parte, cei care, în primul rând, au nevoie de respect cetățenesc. Aici noi discutăm despre drepturi civile, despre dreptul de a ne manifesta și vreau să vă spun că am fost foarte deranjat de atitudinea primarului Falcă în momentul în care la conferința de presă, uitându-se pe poze, într-o bășcălie absolut jenantă, spunea, păi ce caută mă ăla la meeting? Că uite că ăsta a luat un milion, domnule, și uite ăsta are haine de firmă. Păi ce caută la meeting? Și domnule, ăștia n-au ce mânca?
Adică, în primitivismul lui Falcă, românul este redus la un mâncător, la un rumegător, mai știu eu ce. Deci oamenii, în mintea politică a marelui autor de cărți Falcă, sunt niște indivizi care, dacă au ce băga în gură, practic nu-i mai interesează altceva. Sunt abulici social. Abulici social. Asta se dorește. Dumnezeu are ce mânca. Ce caută la protest? Păi tocmai că nu pentru mâncare m-am dus la protest eu și foarte mulți alții. M-am dus să mă solidarizez cu cei care nu au și nu au din vina acestei guvernări, în mare parte, și m-am dus pentru drepturile mele, cetățenești, și pentru respectul pe care îl pretind instituțiilor, statului și autorităților ca cetățean. Iar vă spun, mie mi s-a părut absolut jenant modul în care primarul Falcă râdea spunând, domnule, ăștia au ce mânca, ce caut acolo. Este primitivism politic să gândești așa. Și până la urmă, când spun de asemănările dintre Falcă și Nașu, asta este una în plus. De aici încolțește ideea de totalitarism și de dictatură, din faptul că oamenii, în momentul în care au ce mânca, nu mai au ce comenta. Lucru absolut fals. În consecință, eu vreau să informez pe cetățenii Aradului care sunt nemulțumiți, care nu solidarizează și care până la urmă, sigur, au dreptul să fie și nemulțumiți. Să îndemn, dacă nu la solidaritate, la un alt principiu democratic important, care se numește toleranță. Pentru că în Arad, acțiunile protestatare au fost, până la urmă, s-au încadrat în niște norme ale bunei cuvințe, dincolo de anumite scandări care, până la urmă, e meeting, nu e cântarea României. Poate că celor de la PDL le-ar place să organizăm cântarea României, dar nu, e meeting. Și noi nu-l organizăm, dar uneori participăm. Vor fi și unele pe care le vom organiza. Și nu e niciun secret. Asta e. Dar cei care, și acum mă adresez cetățenilor, nu administrației, îi rog, dacă n-au capacitatea să fie solidari, măcar să fie toleranți. Pentru că oamenii care ies și își cer drepturile sau, eu știu, au nemulțumiri, cred că au dreptul să se reprezinte pe ei înșiși și chiar pe cei care solidarizează cu ei, fără să iasă în piață. Și cu asta am încheiat acest subiect. E, domnul Todoca, ca de obicei, mă luminați. Corect. Corect. Așa este. Uite, minunată. Aș fi vrut să zic eu. Poftim? Vreau să fac o plângere în sensul ăsta, cu spitalul. Da. 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 Cred că da. Păi, dorm oamenii, noaptea s-ar odihni, se recuperează după intervenții, sună sirena, îi trezește, vă dați seama că recuperarea se îngreuiază, cine știe cât, pe cheltuiala statului, că vorba aia. Adică vă dați seama în ce zonă ajungem. Eu am o teorie destul de complexă referitoare la modul în care Aradul a evoluat în ultimii ani din punct de vedere al civismului și a... Da, nu-i momentul și timpul, o să stăm poate odată când om avea cu toții tihnă și mai povestim despre asta. Dar în momentul de față, referitor la ce se întâmplă, eu găsesc ca normal ca acolo unde nu există solidaritate, am spus, bun, nu există, nu sunt solidari, pentru că o duc bine, pentru că n-au revendicări, pentru că li s-au îndeplinit toate dorințele, dar măcar toleranță trebuie să aibă, pentru că este una dintre componentele principale ale democrației autentice. Și sunt mai mult decât atât, le fac o invitație celor care sunt nemulțumiți de proteste și de protestatari, să ni se adreseze, să se adreseze mie, la sediul partidului, și să-mi explice de ce îi deranjează protestele, dincolo de... Ce dracu, doamnă, dincolo de... A! Ce dracu? Bine! Bine! Nu, știți de ce nu e o temă falsă?
Pentru că apărând informații de genul ăsta, jandarmul vine peste tine și spune: domne, păi dar eu vin aici la sesizare. Vă spun eu că sunt. Sesizări. Exact, ca să te poată amenda și ca să aibă acoperire legală. Că, deci de-aia v-am spus, aici e pericolul până la urmă. Eu aș vrea, cum zice domnul Crețu, da, e o temă falsă, dar ea există. Și temele false există. Ok, să trecem mai departe. Nu ăsta este subiectul practic principal, era doar un subiect în care am vrut să-l atingem împreună. Subiectul principal pentru pe care v-am invitat să-l discutăm astăzi este cel legat de proiectul de buget, pentru că bugetul, așa cum știm cu toții, este cel mai important act administrativ al unei administrații, e practic piatra de căpătâie a oricărui demers administrativ și, în consecință, ne așteptăm ca dezbaterea pe acest buget să fie una reală, nu cum a fost până acum, un simulacru pus în scenă de falcă și săculeții de cartofi. Pentru că dacă vă amintiți, și noi și anul trecut, am venit cu peste 30 de amendamente, care nici măcar nu s-au luat în considerat niciunul. Deci această perseverență în a refuza orice dialog legat de proiectele de buget până acum de către administrația Falcă, nouă ni se pare abuzivă. Dacă și la acest proiect de buget, și am să vin cu elemente concrete să vă prezint câte lacune are, câte probleme și de fond și de formă, și dacă vreți de strategie, dar asta deja e o discuție foarte tehnică, dacă și la acest proiect se va proceda în continuare la fel, în sensul că domnul primar își trimite înainte mergătorii angajați ai primăriei să facă o discuție de formă, urmând ca după aceea mașina de vot să voteze bugetul repede, credem că arăderii trebuie informați și că s-ar produce într-adevăr un abuz. Și am să încerc să vă dau câteva elemente și am să pornesc de la o constatare generală. Bugetul, proiectul de buget prezentat de administrația Falcă este neprofesionist întocmit. Da, acuz în mod deschis lipsa de profesionalism în întocmirea acestui buget. Este dezlânat, am să vă prezint elemente concrete pe care, dacă doriți să le rețineți, vi le pun și la dispoziție. Este gândit în termen de campanie electorală. În contextul în care, încă din pagina 1 a bugetului, se desprinde o concluzie clară. Și am să încerc să vă arăt. Articolul 1. Se aprobă veniturile bugetului local pe anul 2012, deci veniturile, în sumă de 463.335 lei. Da? Bun. Articolul 2. Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2012 în sumă de 510.043. Deci odată, clar, cheltuielile estimate sunt mai mari decât veniturile estimate. În momentul ăsta, pornind de la prima pagină, eu mă aștept ca în acest proiect să se acționeze cu conștiința faptului că suntem în criză, că suntem în recesiune, că suntem într-o problemă bugetară locală. Ce vedem? Ce vedem? Aceeași disponibilitate de a arunca bani în proiecte dubioase, aceeași lipsă de respect pentru cei care
citesc acest proiect cu privire la modul în care sunt întocmite documentele și am să, repet, am să exemplific. Plus câteva lucruri care cad, după părerea noastră, în hazliu, ca să nu zic în ridicol. Vreau să vă spun că, așa cum am obișnuit, acest proiect de buget este analizat de o comisie de specialitate a organizației municipale, formată din specialiști în domeniul economic, financiar, juridic și bugetar. Și că ceea ce vă voi prezenta acum este o mică sinteză a amendamentelor cu care noi vom veni în Consiliul Local, prin reprezentanții noștri, în momentul în care se va face dezbatere. După părerea mea, vor fi peste 20, nu le-am definitivat acum, în mod cert vor fi peste 20 de amendamente. Anul trecut, dacă țineți minte, au fost 39. Da. Nu dorim să... Nu pot să vă spun acum exact numărul, dar vă spun că vor fi peste 20. Am să încerc să vă prezint câteva aspecte concrete. O primă observație este aceea că proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general face trimitere la acte emise de autorități, și aici vorbesc de prima pagină, nu de chestiuni de diving prin buget. Deci face trimitere la acte emise de autorități, care zice așa, Direcția Generală a Finanțelor Publice, respectiv Consiliul Județean, care sunt acte fantomă, care nu se regăsesc nici în proiect și nu sunt identificate prin număr și dată. Deci noi facem trimitere în chiar prima pagină la documente care nu se regăsesc în proiect. Celelalte rapoarte, note de fundamentare și referate, pe lângă faptul că nu sunt identificate cu număr și dată în proiectul de hotărâre, mai mult decât atât, sunt situații în care mai multe note de fundamentare poartă același număr și aceeași dată, dar ele se referă la aspecte diferite. Și asta este o împrejurare de natură să creeze confuzie. De pildă, vă dau un exemplu, numărul de înregistrare 631/0501/2012 se regăsește pe 18 note de fundamentare. Ce este număr sau ce este număr de înregistrare? Este un număr de înregistrare a unui document, a unui referat, a unei note de fundamentare, care același număr se regăsește pe 18 note de fundamentare. Păi, este clar aspectul că se... Diferite. Pe 18 diferite. Este clar că se dorește sau că se creează confuzie. În primul rând, aspectul de confuzie, pentru că acum eu încerc să vă justific de ce am spus că este un proiect neprofesionist. Deci, odată creează confuzie. În al doilea rând, legat de seriozitatea cu care este întocmit bugetul, am studiat și vă sugerăm, dacă o să aveți timp, să studiați referatul înregistrat cu numărul 76867/22/11/2011, emis de către Direcția Strategii Publice și Comunicare, prin care se fundamentează niște cheltuieli care ar putea fi folosite, cităm, pentru a educa publicul pe o problemă particulară, care ar putea să fie bugetul. Păi stați, mă, fraților! Dacă proiectul de buget plănuit de voi și pus în public de către voi este întocmit neprofesionist și provoacă confuzie, încât nici de către specialiști nu poate fi analizat ca lumea, cum ați putea voi să educați populația cu privire la acest aspect? Adică sunt bani aruncați aiurea, dar nu sunt aiurea pentru că e an electoral. Vreți să ne înțelegem? Nu, nimic nu e întâmplător? Absolut, corect, mulțumesc. Un alt exemplu. Referatul Direcției Venituri, numărul 821/13/12/2011, privind prognoza veniturilor gestionate în anul 2012 pe Direcția Venituri, se bazează pe prevederile codului fiscal, așa cum se și anunță.
Ne întrebăm retoric, oarecum, care prevederi ale codului fiscal? Acele prevederi care s-au modificat de 93 de ori de la data intrării în vigoare? Când, potrivit articolului 4 din lege, orice modificare nu putea intra în vigoare decât de la 1 ianuarie în anul următor. Deci astea sunt modificări făcute de guvern la codul fiscal. Bugetul face trimitere la codul fiscal, dar codul fiscal a avut 93 de modificări. Noi, ca partid politic și ca opoziție, avem datoria să sintetizăm și să prezentăm o viziune politică, până la urmă, asupra acestui buget. O viziune administrativă, nu știu ce, bugetară, dar până la urmă totul se cuantifică într-o, să spunem așa, discuție în plan politic. Deci el este gândit în continuare, în ciuda faptului că v-am citit prima pagină și ați văzut că cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, în continuare avem zile ale vecinilor, zile ale strângerii de mâini, tot felul de activități din astea care nu sunt electorale, evident, în anul electoral, care nu sunt electorale. Și mai e o chestiune foarte interesantă în acest buget. O să vedeți că există un referat referitor și o hotărâre referitor la organizarea legilor locale. Foarte interesant. Păi, alegerile locale, știți bine că în momentul, dacă ne uităm când erau făcute documentele, se vorbea de comasate, se vorbea de nu știu ce. Deci, până la urmă, cei de la Arad au o mare putere de anticipare a viitorului. Asta dacă nu cumva... În sfârșit. Bun. Nu vă mai obosesc cu chestiuni foarte tehnice, pentru că vreau să vă spun că eu am avut curiozitatea, fără să fiu un mare cititor de bugete, dar am avut curiozitatea să îl parcurg în mare parte. Într-adevăr, sunt și elemente care corespund, sunt și zone care se verifică, dar datorită acestui mod disprețuitor în care au fost întocmite și notele de fundamentare și modul cum s-au numerotat, este un buget, după părerea mea, care dorește să te bage în ceață. Noi ne vom face datoria și vom participa la ședința, prin reprezentanții noștri, sigur că da, la ședința de Consiliu cu, poftim? Pe 6 februarie, exact, cu toate amendamentele pe care o să vi le punem la dispoziție și dumneavoastră, după ce le vom întocmi, ca să știți despre ce se discută, să vedeți și modul cum este surprinsă situația de fapt în proiect și ce anume dorim să amendăm. Oricum, vă spun, nu mi se pare normal, asta ca și o concluzie, că în momentul în care din prima pagină recunoști că ești în recesiune, practic, față de capitolul venitul respectiv cheltuieli, tu să păstrezi în buget și chiar să încurajezi acțiuni cu clară tentă electorală. Și mai mult decât atâta, inclusiv aceste consultări, comitete cetățenești, ce vrea să se mai facă, din punctul nostru de vedere. Deci, aici sunt niște chestiuni pe care iar aș putea să le detaliez. Am documentație pe această problemă. Probabil că deja am spus prea mult și nu o să aveți loc. Dar există acea referire sau acea pagină pe care o pot să vă pun la dispoziție dacă doriți, cu toate aceste activități cultural, mai știu eu cum, pe care în contextul actual nu le înțelegem. Decât în sensul campaniei electorale, punct. Dacă aveți întrebări. Cât de grea va fi luptă
Lupta cu sacii de cartofi este imposibilă de fapt, pentru că nu poți să lupți cu o masă amorfă. Noi suntem, ne facem datoria la nivelul reprezentării pe care o avem în acest moment. Știm foarte bine că la nivelul Consiliului există, chiar din rândurile celor care, majoritarilor, să spunem așa, câțiva consilieri care au curajul, pot să-i spun, și uneori determinarea de a discuta chiar atunci când sunt lucruri care nu convin primarului, dar sunt foarte puțini. Se pierd între saci, nu se văd acolo. Există mod de preparare a cartofilor pentru ei să devină comestibil pentru cetățeni? Da, în primul rând, eu cred că trebuie făcut piure. Deci cred că acești cartofi pot fi comestibili doar piure. Vă povestesc câte ceva despre IMM-uri, în sensul că liderii europeni au conștientizat problema șomajului, care este destul de gravă în Europa. Sunt peste 23 de milioane, aproape 24 de milioane de șomeri. Și, ca urmare, sigur că s-au gândit la măsuri pentru impulsionarea IMM-urilor. Ceea ce este destul de grav în acest număr mare de șomeri, aproape 10% rata șomajului în Uniunea Europeană, este faptul că jumătate din acești șomeri sunt tineri. Iar așa cum consideră liderii europeni, coloana vertebrală a succesului economic în furnizarea locurilor de muncă o reprezintă IMM-urile. Și ca atare au stabilit un program de sprijinire a celor aproape 23 de milioane de IMM-uri din Uniunea Europeană. Sigur că din acest, fac o paranteză, din acest punct de vedere, vocea Aradului sau vocea PDL-ului care a apărut acum am înțeles că are și un amplu articol de sprijinire a IMM-urilor publicat prin interviul profesorului Nicolescu, președintele... Dar nu se iau PDL-urile, unei părți din PDL. Nu știu, ceea ce m-a surprins în mod plăcut este că se reia din nou problema IMM-urilor, cel puțin declarativ. Teoretic. Pentru că de 8 ani de zile se vorbește de IMM-uri și se sprijină IMM-urile și ele săracele merg în cap. Dacă nu mai dau din cap. Da. În momentul de față, IMM-urile sunt în supraviețuire. Și singurul lucru la care se gândesc întreprinzătorii este cum să se păstreze, să-și păstreze ceea ce au câștigat până când trece criza. Adică toți sunt conștienți că profit e greu să scoți acum, dar cel puțin pierderile să fie controlabile până se depășește acest moment de criză economică. Dar în 2011 IMM-urile din România încă mai produceau 45% din PIB-ul României, sub media europeană cu aproape 15%. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este faptul că nu există o strategie. Se vorbește despre IMM-uri, despre încurajarea IMM-urilor, dar nu există o strategie, pentru că la nivel național
ministerele ar trebui să dezvolte strategii, ori ministerele iau măsuri pompieristice și de multe ori prostești. Deci, anul trecut s-a lansat noul cod al muncii cu mare vâlvă, care deja este modificat. Partidul Conservator. Pe timpul când Muguri Sărescu era premier, a înființat acea asociație pentru dezvoltarea economică a României, în care a adunat ideile și a creat o bază de date în vederea stabilirii unei direcții de acțiune economică. A rămas moartă, nu s-a mai stabilit nimic, nu s-a mai făcut nimic. Vorbim de IMM-uri. În momentul de față, în România, sunt foarte puține firmele mari, naționale, care mai există. Celelalte sunt firme multinaționale. IMM-urile, în marea lor majoritate, sigur că lucrează pentru firmele mari. Ori acestea, nefiind sprijinite în niciun fel de către stat, sigur că se pierd pe drum. Ceea ce este în neregulă este faptul că învățământul la ora actuală nu este structurat așa cum ar fi necesar, adică tinerii sunt îndrumați în proporție covârșitoare către studii superioare, unde cheltuiesc o grămadă de bani, termin acele studii și rămân șomeri. Pentru că, în afară de diploma pe care o au la purtător, meserie nu cunosc. Și atunci, iată, în felul acesta se îngroașă rândurile șomerilor. Pentru a putea încuraja dezvoltarea economiei, lucrul acesta ar trebui început de pe băncile școlii. Și în 2020 este preconizat în Uniunea Europeană ca 75% din populație să fie angajată în IMM sau într-un IMM sau în IMM-uri. Și avantajele IMM-urilor, eu vi le-am mai spus și vi le mai spun o dată, este o ușurare pentru bugetul statului. Cu cât sunt mai multe IMM-uri, chiar din alea micro-întreprinderi, cu un angajat, cu doi angajați, statul, în loc să dea, primește ceva, sau chiar dacă nu primește, nu mai dă nimic. Și este un mare avantaj. Păi tot primește sub formă de TVA-uri, de impozite pe salarii? Da. Bine, statul vrea să primească sub formă de impozit pe profit. Ori nu toate IMM-urile fac profit și au făcut profit. Dar, cel puțin, nu au generat cheltuieli. Într-un studiu făcut de către ACPR și Golden Mint și Spirit, se arată faptul că în fiecare zi oamenii de afaceri, întreprinzătorii, au susținut bugetul de stat cu 7 milioane de euro pe zi din
impozitul pe profit și din taxa aplicată câștigurilor de capital. Să nu am tot semnalat faptul că organul de control, care ar fi el, vine prin reprezentată printr-o persoană care te amendează și spune da, păi, dacă nu-ți convine, dă-mă în judecată. Și îl dai în judecată și câștigi și el oricum nu pățește nimic. Dar pe tine te costă 2-3 ani de zile până te judeci, nervi, timp și uite, asta este și cauza pentru care firmele au început să scadă ca număr, cauza pentru care întreprinzători se aruncă mai greu în vâltoarea afacerilor. Adică marea majoritate a oamenilor sunt conștienți că regulile se schimbă de la o zi la alta și atunci zice, păi pentru ce? Că un salar oarecare îl iau de undeva. Și atunci pentru ce să mă agit eu să am atâta responsabilitate pentru un câștig puțin mai mare? Da, dacă câștigul este mai mare, îmi asum responsabilități și mă arunc. Da? Pentru mărunții și n-are rost. Atunci mai bine stau liniștit pe un post căldut la guvern, la stat. Asta este gândirea. Eu sunt mai scurt astăzi pentru că am trei subiecte, dar ele, două dintre ele se repetă pentru că am constatat anumit deranj, cel puțin la harta de zgomot, deci, sau pentru harta de zgomot, cheltuielile care sunt propuse în bugetul pe 2012 al municipiului, a creat destul deranj. Și ceea ce pot să spun și văd că a și venit prompt răspunsul primăriei legat de faptul că hotărârea de guvern trebuie aplicată și fac ei tot felul de interpretări ale hotărârii de guvern, spunând că această hotărâre de guvern este clară și că ei trebuie să aplice acest deziderat. Bineînțeles, argumentele care le-am adus eu în această privință legat de faptul că practic să dă un tun din nou la bugetul local și să iau bani din nou din banii oamenilor, practic, pe ei nu i-a deranjat situația ca atare, ci faptul că am văzut, a fost săptămâna asta când s-a pus călcâiul Ahile al administrației publice locale, această problemă a hărții de zgomot, pentru că imediat au răspuns și au căutat să pareze răspunsul și să-l ducă în altă zonă. Ceea ce pot să spun eu foarte clar, să spunem că ce am spus eu nu e. Adică a spus o minciună. Adică minciună în sensul că ei trebuie să facă harta de zgomot și că hotărârea de guvern. Întrebarea este alta, pe care ei o și spun, o dau în jurnalul a voi, o și dau. Adică o lege, o hotărâre de guvern a guvernului Tericianu din 2005 să grăbesc să o pună în aplicare și alte hotărâri de guvern legate de salarii, de pensii sunt, cum să spun eu, hotărâri judecătorești pe care nu le pun în aplicare, ia ca această hotărâre nu contează, vor să o pună în aplicare. Și plus de asta, mai și spun, domne, cum își permit de Popescu să ridice această problemă, că mai ales este hotărârea Guvernului Tericianu. Păi să nu uităm că această hotărâre a Guvernului Tericianu e dată în 2005, când economia duduia, că nu erau probleme, salariile se dădeau și erau vorba aceea nu s-a făcut să niciun fel de reduceri și că posibilitatea administrației publice locale de a măsura zgomotul și la om pe stradă, după ce au mâncat o porție de fasole, era vorba aceea un deziderat. Astăzi, când nu sunt bani, că am tăiat salarii și am tăiat tot și nu sunt bani nici în sănătate, ia că domnii îl clamează pe Tericianu și spune, domnule, e o hotărâre bună și noi trebuie să o punem în aplicare.
Adică să luăm 200.000 de euro din bugetul local și să-l aruncăm. Deci e un lucru, deci e un lucru clar că modul în care au răspuns la această, această problematică îi arată în culpă fără niciun fel de, fără putință de tăgată, cum se spune în, în justiție. Pe care am văzut că nu l-ați ori n-ați avut spațiu, ori s-a întâmplat ceva, dar eu vreau să-l repet. Pentru că repetiție o matem studiorum. Adică, am spus data trecută, tocmai pentru faptul că au fost procesul de la Alba Iulia și din nou s-a făcut o amânare, am spus atunci și o repet astăzi. Foarte mulți arădeni speră că justiția va rezolva această gravă problemă a municipiului Arad, a scăpat de acest primar care a sut din bugetul local și s-a îmbogățit el și camarila lui. Toți arădenii speră că hotărârea judecătorească va scăpa Aradul de aceste din. Din păcate, hotărârea judecătorească, după cât vedem noi, se prelungește de 5 ani de zile. În continuare, justiția în România este echidistantă, este liberă, dar aplică măsuri de multe ori care favorizează pe cei care sunt la putere. Iată ultimul termen a acestui proces la Alba Iulia a făcut să se împlinească 5 ani de la demararea acestei acțiuni a Direcției Naționale Anticorupție contra edilului șef al Aradului și a coaliților lui. Deci, arădenii trebuie să știu un lucru foarte important, că nu vor putea scăpa de acest primar decât în data de 3 iunie la vot, pentru că cu acest proces au fost și în data de 3 iunie 2008, când a câștigat al doilea mandat, lumea n-a ținut cont, pentru că probabil atunci nu au fost foarte bine informați și nu au putut avea o imagine clară asupra modului și felului în care s-au sifonat banul public, dar practic în 3 iunie anul acesta pot să scape de acest primar și să lase justiția să-și facă datoria și ia câte toată lumea să respire ușurat, pentru că eu nu cred că e cineva care să vrea răul altuia în sensul în care să-l vedem pe edil la pușcărie neapărat. Pe intrarea în cum s-ar spune, în acțiune a noului edil și a administrației noi, se vor face toate demersurile pentru ca acești bani să fie recuperați pe cale civilă. Deci să pot recupera acest bani pe cale civilă mult mai ușor, fără să creăm o panică și să rămână familie și copii fără părinți sau fără tată. Deci, numai prin simpla vizualizare a declarației de avere, vă dați seama că o să putem să îndestulăm bugetul local cu ceea ce a fost prejudiciat. Deci e clar și fără putință de tăgadă, încă o dată repet acest lucru, scăpăm de primar numai dacă venim la vot și votăm în așa fel încât justiția să-și facă datoria față de cetățean, nu față de edil. Este o carte aici care este Pugul Aradului. Pugul Aradului, bine, el nu este aprobat, el este propus numai. Și ca să vedeți dumneavoastră minte, deci oameni care au gândit și gândesc pentru orașul ăsta, în momentul în care am ieșit din funcția de prefect la cerere, așa, autostrada, direcția autostrăzii era aceasta, de aici, deci de la Năznac se venea prin capătul pistei de la aeroport
frumos, uitați, linie dreaptă, frumos, se ieșea aici, spre Timișoara, da? Deci asta a fost propunerea. Bineînțeles că la drumul acesta de la Zădărești intra și să și justifica toate modernizările care au fost făcute, pentru că știți foarte clar că la ieșirea din Arad spre Zădărești, pe o distanță de aproape 3 km, s-au făcut 4 benzi, s-au făcut, cum să spun, cum? Cu fotă capul, hai. Auzi, hai, dă-ți capul la mai la o parte. Stai, hai, dacă nu stai. Ați văzut că au făcut patru benzi, au făcut trotoare, au pus pentru pompieri, au pus racorduri de apă și acum totul a rămas aruncat în aer, bani aruncați că n-au niciun fel de valoare, pentru că practic autostrada înțeapă în altă parte. Și hai să vedem acum pe unde vine autostrada și să vedeți ce direcție are autostrada. Deci ea, în loc să vină drept, frumos, să dea posibilitatea orașului să se dezvolte, fără să fie fracturat de această autostradă, ea începe să vină de aici, de el, deci de la, din zona asta, traversează drumul național care merge spre Nădlac și iasă spre Ungaria, vine frumos, aici face deja o buclă, se întoarce aici și intră în zona orășenească, de aici, intră frumos prin capătul autostradă, prin capătul aeroportului, vine prin asta, trece Mureșul aici, frumos, ia că termină toată zona asta pe Zădăreni, în care casele alea făcute pentru tineret, practic, din punct de vedere civic, ele își pierd valoarea pentru că harta aia de zgomot ne arată clar că e foarte greu să trăiești în zona autostrăzii și vine și asta. Deci faceți o socoteală că numai distanța, adică distanța, respectiv lungimea autostrăzii pe această porțiune de la intrare la Nădlac, de pe drumul Nădlacului la ieșirea din Arad, șerpuit așa, după părerea mea, și nu după părerea mea, cât și după ochiul dumneavoastră, că puteți vedea că este mult mai lungă decât această linie dreaptă care putea fi făcută și care a fost propusă. O să spuneți dumneavoastră dacă mergeți, sau dacă poate nu știți, sau dacă știți, o să vă spuneți, sau dacă nu mergeți la primar și primarul să-i spună următorul lucru. N-am putut face această, să respectăm această direcție, pentru că în zona aceasta este lunga Mureșului, este zonă protejată. Și fiind zonă protejată, nu s-a putut face această construcție. Atunci, întrebarea pe care o punem noi este următoarea. Păi bune, zona Aradului nu-i protejată. Plămânii oamenilor din Arad nu trebuie să fie protejați. Zgomotul nu trebuie să ne protejeze. N-am văzut și să, dacă mergeți în toată Europa, să vedeți că sunt zone protejate prin care trec autostrăzi și care au fost construite de maniera în care nu aduc niciun fel de prejudiciu naturii și zonei înconjurătoare. Și atunci ne punem această întrebare. Bine, ea este retorică, pentru că, practic, cum să spun, fapta s-a făcut. Deci delictul e făcut acum, nu avem ce face. Deci s-a săpat, s-a cheltuit bani, o grămadă de bani. Dar vedeți dumneavoastră că stă în această decizie că nu se dădea voie pe aici. Dar, deci noi să zicem că apărăm zona aceasta, dar intrăm în oraș pe lângă urechile oamenilor, pe lângă plămânul oamenilor și ne batem joc de oameni. Da? Deci e clară treaba că dacă vă uitați și dacă dumneavoastră vă interesați, să vedeți un pic pe la cadastru, să vedeți, dom'le, ale cui sunt terenurile astea de aici? Uite, de aici așa, toată zona asta care este liberă, a cui e terenul ăsta, da? Haideți să vedem că era o discuție, dacă mai țineți minte, în zona aceasta, cu spitalul și cu locul, că în 2009 era vorba, când am stabilit că să facem spitalul și liceul german, era o suprafață de vreo 32 de hectare în zona asta și era stabilită și trebuia să făcut spitalul. Ia că acum ne dăm seama, după atâția ani de zile, că de ce, de fapt, nu trebuia făcut spitalul și asta? Că trebuia să treacă autostrada pe acolo. Că suprafața era. Și atunci s-a spus că prefectul n-a vrut să semneze prefectul. Ba da, s-a vrut să se facă absolut tot, și școală, și spital, și tot absolut. Și iată că astăzi vedem din ce cauză
nu s-a făcut această situație. Că era simplu. Uitați, credeți că se vede pe acest pug, se vede cum era autostrada, da? Și stați puțin că o să spuneți, dar bun, dar pista, nu știu ce, nu, pista la ora actuală e până aici. Și nu este funcțională pentru că balizajul este scos. L-a scos balizajul de aici din cauza că a trebuit să vină pe autostradă, probabil că îl pune înapoi. Dar nu. Balizajul trebuia să-l pună CNADR-ul care nu vrea să-l pună. Doamne, auzi, o să pună ce... Acum, de exemplu, s-a dat, cum să spun, pentru lucrarea respectiv, pentru prelungirea pistei, toate autorizațiile și vedeți pe pista actuală aici și ea se va prelungi. Da? Ea venea practic până în capătul. O altă chestie. Nu se poate prelungi aeroportul de aia. Dar uitați-vă că unde venea autostradă. Deci nu era niciun fel de problemă. Sau dacă era chiar așa o mare problemă, la banii care s-au cheltuit aici, vedeți ce bucle s-au făcut pe aici, putea să treacă pe sub aeroport, pe un tunel pe sub aeroport, care nu cred că luau foarte mulți bani pentru că aici nu-i nici rocă, nu-i absolut nimic. Dar, încă o dată repet, tocmai pentru că dacă aveți posibilitatea să puteți transmite oamenilor, să știe și ei, narat, cam cum s-au hotărât și ce influențe și ce jocuri s-au făcut pentru această autostradă. Și asta este cea mai șocantă, nu știu dacă o știți, voi o știți, este iarăși harta Aradului și vedeți dumneavoastră aici zonarea cartierelor. Nu știu dacă știți că este un sied, zonarea cartierelor, da? Aradului. Ei, a apărut un alt, al 15-lea, mi se pare, dar nu sunt sigur, ca număr, vreau să spun, că depinde acum cum le socotim cartierele astea, că sunt unele, a apărut cartierul verde, care aparține de Arad. Deci toți cei care sunt aici, și stau în cartierul verde, plătesc taxe și impozite la nivelul centrului Aradului. Pe când? Condițiile în care n-au apucut tablă de 2 ani. Deci, stați. Problema este simplă. Gândirea care o are administrația publică locală împreună cu Edicu. Dom'le, câte voturi sunt aici? Îți văd 250 de suflete stau aici, din care probabil că 100 și ceva ne la vot. Atunci, a zis, dom'le, ce mă interesează pe mine ăștia? Și dacă putea să împotrivă, nu contează. Aceeași treabă s-a gândit și acolo. Că s-a făcut o socoteală că să pierd 1000-2000 de voturi, dar îi păcălește pe alții în alte zone. Și atunci a venit cu cartierul verde ăsta aici. Bun, acum, nici eu, că și aici e o problemă, că știi omul și nu e vinovat numai administrație, este vinovată și omul ăsta care s-a mutat aici. Dar lăsând la o parte treaba asta, deci cartierul verde aparține, este administrat privat, dar ăia plătesc taxele și impozitele la nivelul centrului Aradului. Ceea ce este de râsul lumii, este următorul lucru. Că la ieșirea din Șiman, despre Șiman, în momentul în care se pune tabla de terminat orașul, ea nu se pune după cartierul verde, se pune înainte de cartierul verde. Deci ca să pleci de acasă din cartierul verde sau să vii din Arad pe cartierul verde, cu porțiune de aproape un kilometru sau mai puțin, dacă stau băieții ăștia de la RAR, trebuie să ai vinietă de drum național. Înțelegeți? Adică ei nu au mutat tabla de la oraș. Deci și să o pună după. Dar atunci, pe o porțiune de 800 de metri, dacă ăștia de la RAR vor să-și facă bani într-o zi, vine și spune, doamne, ia să-i umplim pe ăștia pe toți. Pentru că, practic, sunt foarte mulți care folosesc mașinile numai în oraș și nu-și plătesc taxa de drum. Și normal, nu? Deci oamenii ăștia asta au pățit și asta pățesc. Bun, lăsând la o parte că și ei săraci sunt vinovați, din păcate, că au ales această soluție, dar din punctul meu de vedere, totuși este inadmisibil ca acest cartier verde să fie administrat în sensul în care taxele și impozitele să fie plătite la nivelul centrului orașului. Să nu vă mai spun un lucru foarte important. Dacă ne uităm aici, sunt date străzi. Și fiecare stradă are denumirea unui... Există strada... N-am acum să văd eu ochelare, strada Farma din Foști Jucători. Numai că există o stradă dată denumirea de către administrația publică locală,
a unui mare jucător de fotbal al Aradului, Broșovski se numește. Și această stradă se află undeva... E cale mai lungă. Nu. Este în afara, este ultima, deci este în câmp. Deci ea se închide Cartierul Verde, vedeți dumneavoastră așa, și ea vine în câmp. Deci, cumva, ca să intri pe strada Broșovski, trebuie să ieși în câmp de la rotundul din față, din mai în față, intri pe câmp și intri pe paralel, adică paralel cu Cartierul Verde, intri pe strada Broșovski, care este o stradă care nici ce... Este o stradă în câmp. Deci bătaie de joc asupra unui om care a făcut ceva pentru orașul ăsta. Și a avut pe pieptul lui un brand și a reprezentat orașul și cu echipa UTA și cu echipa națională.